Alegerile locale din acest an vor avea loc în data de 5 iunie, potrivit unei hotărâri incluse în pachetul legislativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale, adoptat de guvern. În cazurile de balotaj și situațiile în care se vor constata fraude electorale, un nou tur de scrutin va avea loc duminică 19 iunie. Pentru pregătirea organizarea și desfășurarea în bune condiții alegerilor locale din 2016 sunt prevăzute peste 350 de milioane de lei, fonduri asigurate de la bugetul de stat. În această sumă sunt incluse și fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție, ale birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale aparatului tehnic auxiliar al acestora. Înainte de intrarea în vigoare a legii numărul 115 pe 2015, aceste cheltuieli erau asigurate din bugetele locale. Au fost previzionate și costurile de implementare ale sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și de prevenirea votului ilegal. Totodată, un element de noutate a fost adus prin introducerea operatorilor de calculator în secțiile de votare, ale căror indemnizații sunt asigurate de la bugetul de stat. Potrivit calendarului acțiunilor din perioada electorală, până pe 26 martie vor fi desemnați judecătorii din Biroul Electoral Central, urmând ca până la 27 martie să fie ales președintele Biroului Electoral Central și locțiitorul său. Începând cu 11 aprilie până pe 26 aprilie vor fi depuse candidaturile pentru consiliile locale, consiliile județene și primari. După perioada în care pot fi fi depuse contestațiile, data de 4 mai este termenul pentru rămânerea definitivă a candidaturilor. Campania electorală va debuta oficial pe 6 mai cu 30 de zile înainte alegerilor și se va încheia pe 4 iunie la ora 7, iar în 5 iunie votul va începe la ora 7. Acesta se va încheia la ora 21. Întreg pachetul legislativ privind organizarea și desfășurarea alegerilor va intra în vigoare începând cu 22 martie 2016, data începerii perioadei electorale.